nu mai este mult până când autostrada A1 va putea fi refolosită de șoferii care circulă în vestul țării. Potrivit Banatulas.ro, constructorul lotului 4, Lugoș Deva, mai are puțin de muncă la racordul cu restul șoselei rapide. Reprezentanții de RDP Timișoara transmit că lucrarea va fi gata în 15 noiembrie și se va relua circulația spre Simeria. De cealaltă parte, specialiștii de la Pro Infrastructură au fost și ei pe teren și spun că, deși lucrurile merg bine, circulația prin nod va fi reluată peste aproximativ două săptămâni. Muncitorii au profitat de vremea bună și există șanse mari ca în următoarele două săptămâni să se redeschidă traficul pe A1 între Simeria și Deva, spun aceștia într-o postare pe Facebook din 9 noiembrie. Racordul trebuie realizat pentru că urmează să fie deschis și lotul 4 al autostrăzii. Însă și în acest caz, dacă cei de la compania de drumuri spun că acest lucru se va întâmpla anul acesta, membrii Asociației Pro-Infrastructură susțin că cei 22 de kilometri dintre Ilia și Șoimuș vor fi inaugurați în vara lui 2019.